Dana e o fraieră, crede că e capitan, dar avem nevoie de ea pentru sloganuri. După competiții, o să afle toată lumea despre ea și o să fie dată afară imediat din echipa Frogs. Ei, Dana, mai ai nevoie de alte dovezi? Ce? Frogs chiar m-au folosit? Diana, sigur e jurnalul Blondei? Da, Dana, e clar jurnalul personal al Blondei. L-a pierdut pe scări la școală. Oricum, Dana, o să încerc să o conving pe Abby să fie în echipa noastră, în echipa Banii. Pentru că sora mea nu poate fi rivala mea. Wow! Blonda m-a folosit! Trebuie să notez asta în jurnalul meu. Dragă jurnalule, Blonda m-a folosit, m-a păcălit. Dana, te rog să nu te întristezi. Îți promit că o să fii în echipa mea. O să vorbesc cu Abby și o să rezolv totul. O să fii în echipa mea, cu sora ta mai mare. Și dacă ești de acord, în semn de împăcare, vreau să-ți dau acest luciu de buze cu iepuraș. Unul pentru tine și unul pentru mine. Ok, Diana, dar nu puteai să mă iei direct în echipa Banii? Tot circul ăsta nu ar mai fi existat atunci. O, sora mea s-a întors. Deci, Dana, pace. Ok, Diana, pace. Dă-mi luciu de buze cu iepuraș. Ce culoare vrei? Ok, mă bucur că între noi două e iar pace. Diana, sigur o să fiu în echipa Banii? Promit, o să fac tot ce o să pot pentru asta, sora mea. Atunci, azi mă duc la școală îmbrăcată ca Banii. Dana, pune azi ceva roz pe tine, bine? Diana, stai liniștită, am destule chestii roz în dulapul meu. Nu aș fi crezut altceva, micuță Banii. Hai, Dana, să ne grăbim, e timpul să mergem la școală. Nu înțeleg de ce Dana nu mai răspunde. Ieri ne-a scris, mi-a trimis și un slogan nou. Un slogan nou, citește-l. Frogs merg înainte, Frogs câștigă, Frogs sunt gata să strălucească și toți adversarii să-și drobească. Oh, ce slogan tare! Sunt șocată cât de bine funcționează mintea Danei. Da, chiar are talent să facă sloganuri. Cu sloganul ăsta, sigur, 100% vom câștiga competiția. Da, dar de ce nu răspunde? Dana, răspunde! N-are semnal, cu ei strigi. Veci eu! Fetelor! Jurnalul! Blondo, ce? Jurnalul personal, nu e aici! Trebuie să-l găsim repede înainte să-l găsească altcineva! Frogs, luați loc, vine comanda voastră! Nu ne arde de mâncare! Unde o fi oare? Poate l-au furat Banii, că doar ți-au mai furat jurnalul fals! Sunt terminate! Cindy, Taya, ce tot răpăiți ca niște elefanți? De fapt, nu suntem noi! Sunt fetele Frogs! Nu contează, fetelor! Ascult o carte audio despre cum să devii de succes și faimos! Se dă mare deșteaptă! Dar nu e chiar proastă! Oricum, las o baltă, arată-mi unghiile tale! Sunt frumoase? Da! Frogs, ați făcut o comandă, se pregătește, dar nici nu ați plătit! Pizza, ce se pregătește? 4 pizza! Oh, adu-le la noi! Foame. Mulțumesc, colegi, m-ați salvat. Altfel trebuia să mănânc eu toate cele 4 pizza și să le plătesc. Cu plăcere, pizza! Brovatski, tu plătești pizza! Thomas, împărțim! Thomas, ai nimerit-o! Deci, unde e capitanul vostru? Cine mi-a furat jurnalul personal? Ați înnebunit? L-ați furat pe cel fals, acum îl furați pe cel adevărat? Dați-l înapoi de bunăvoie sau o să aveți probleme. Dacă găsesc aici jurnalul personal, sunteți terminate! Ia mâna de pe masa Dianei, Stella! Plecați de aici! Jurnalul vostru personal e deja în mâini sigure. Și azi Dana va afla tot. Sau poate deja a aflat. Deci l-ați furat, hoațelor! O să scriu acum în grupul școlii că sunteți niște hoațe. Adevărate hoațe. Nu suntem hoațe, l-a găsit antrenoarea Abby și ni l-a adus. Ai grijă să nu-ți mai pierzi jurnalul personal. Și încă ceva, Blondo, nu ne-am înșelat în privința ta. Până la urmă, Frogs, Dana va trebui doar ca să vă scrie sloganurile. Sper că atunci când Dana o să citească jurnalul personal, o să înțeleagă tot și o să-și dea seama de adevăr. Ce mar vă dați, Banii! Dar e prea târziu, Dana ne-a scris deja atâtea sloganuri. Deci o să câștigăm competiția. Când vine Dana, o să stăm noi de vorbă cu ea. Deci, Frogs, asta e tot ce aveți de spus? Nu, nu e tot. Și dați-mi jurnalul personal înapoi. Sau așteptați-vă la consecințe. Nu vă iertam așa. Nici nu așteptăm să ne iertați. Frogs, voi mereu călcați pe bec. De ce vă băgați mereu în belele? Ce, nu puteți trăi fără belele? Asta știu și ele, să se bage în belele. În rest, nimic. E incredibil, nici măcar nu sunt stare să-și facă niște sloganuri pentru echipa lor. Știți, Banii, noi chiar ne-am înțeles bine cu voi, dar voi tot timpul v-ați dat mari. Da, mereu se dau mari. La competiții nu o să vă doborâm, o să vă îngropăm. Știți voi cum ne pregătim? Ne bucurăm pentru voi, Frogs. Iar acum ridicați-vă de pe canapeaua noastră și știți unde e ușa. Zic 1, 2, 3.
Ieșiți afară de aici, Frogs! Oh, mascota voastră s-a trezit să facă pe deșteptul. A ajuns să nu vorbească și în spaniolă. Nu plecăm nicăieri de aici. O să o așteptăm pe Diana. Să-mi iau înapoi jurnalul și să mă uit în ochii ei obraznici. Și să-i spunem Danei ce trădătoare e. Dar serios acum, chiar am folosit-o doar pentru sloganuri. Banii nu o să ne dați afară cu forța, nu-i așa? Incredibil ce tupeu au. Knopo? Nu, nu vă dăm afară, chemăm basketbaliștii. Alo, Zacat? Veniți în cabină, avem mari probleme. Gata, Frogs, sunteți terminate. Complet. Haide, țin ușa. Serios? Chiar vrei să furi microscopul profului Mike? Nu să-l fur, doar să-l împrumut. Zac, ce vrei să aveți la microscop? De ce îți trebuie? Vreau să mă uit la genele stelei. Mi se pare că nu sunt reale. Cred că le lipește. Mi se pare că ție îți lipsesc creierii. Riși mult doar pentru genele stelei. Hai, mișcă. Ce e asta? Microscopul meu? Furați? Păi v-am zis că fără mine nimeni nu-l atinge, iar voi l-ați luat? Ce e asta? A? Ia ziceți, măi, nu vă-i rușine? Profesor, e pentru un experiment, vreau să fac o lucrare de laborator. Da, vreau să se uite la genele Stanley și să vadă dacă-s lipite sau nu, atât. Da. Dacă iei lucrurile altcuiva fără să întreb, se numește furt. George! Da, Mike, ce s-a întâmplat? Ia-i și du-i la director, sunt hoți. Am înțeles, hai băieți, hai, hai repede. Noi nu suntem hoți, Zac, din cauza ta am ajuns aici. Dana, astăzi Frogs vor fi șocate când vor afla că nu mai ești la ele. Diana, trebuie să vorbim și cu antrenoarea Abby. Nu-ți face griji, rezolv eu cu antrenoarea Abby. Acum hai să mergem să ne facem frumoase. Wow, Dana, nu mai ești la Frogs? Bună, Taya și Cindy, v-am spus eu că Dana nu va rămâne mult la Frogs. Ne dați voie să trecem? Trebuie să ne pudrăm nasul. Wow, ar trebui să le zicem celor de la Frogs? Nu, nu suntem purcioase. Fetelor, parfumurile voastre miros oribil! Parfumurile noastre miros urât? Totuși știm măcar ce brand e ăsta, e cel mai tare parfum. Dana, fii gata, azi fetele din Banii te vor felicita de numa. Iar fetele de la Frogs o să mă privească și o să facă fețe-fețe. Lasă-le în pace, nu le băga în seamă. Wow, ce-i asta? Diana, e un spray cu sclipici pentru corp, vrei să-ți dau și ție? Normal. Mulțumesc, Dana, hai să le facem o surpriză fetelor. Da, haide, vreau să le văd fețele fericite. Dima, Loren e înfometată. Ce să fac? Poate mergem la cafenea? Loren, nu mai am bani. Psst. Dima, am o problemă, Alexa îmi trimite inimioare. Și ce vrei să fac, Costea? Ce crezi că ar trebui să fac? Să o las baltă sau să o ignor? Las-o baltă. Oh, oameni buni, văd că nu aveți nimic de făcut. De ce nu luați voi gunoiul din baie? Hai, mișcați-vă. Acum o să fugim să scoatem gunoiul din baie. Costea, tu ai bani? Costea, dacă e nevoie să-i spui că n-ai bani. Alexa, dacă mai trimiți încă o inimioară, o să te facă Nancy cheală, să știi. Nu înțeleg, Alexa. Nu i-am trimis nimic lui Costea, i-am trimis președintei acolo, după capul comandică Dianei. Dar ea nu mai e președinte. Pentru mine va fi mereu președintă. Bună, colegi! Bună, președinto! Alexa, este ok? Ea nu mai e președintă. Sunt fericită să o văd oricum, fostă sau actuală. Alexa, dacă îți mai permiți să-i trimiți o inimioară lui Costea, să știi că nu o să mai fim prietene, ci dușmane. Hai, fetelor, chiar vreți să vă certați? Și știți ce trebuie să facem ca să nu ne certăm? Ce? Să o serviți pe Loren cu pizza. Exact, fetelor, dați lui Loren o pizza. Dima, și noi unde trebuie să mergem? Întârziem la oră. Băieți, vreți să ne scoateți de aici cu forța? Fetelor, nu putem să vorbim cu voi ca între bărbați. Așa că vă rugăm frumos să vă ridicați trupurile minunate și să ieșiți, da? Dar să vă scoatem pe brațe, sigur nu o să o facem. Băieți, sunteți prea politicoși cu ele. Ele se dau un spectacol aici de jumătate de oră. Faptul că stați aici de jumătate de oră nu o să schimbe părerea Danei. Gata, treceți peste, nu o să vă mai facă nimeni slogane. Bine, atunci o aducă pe Dana aici și să ne spună asta personal. Așteptăm să vină Diana să-i spunem că a citit jurnalele intime ale altora e ceva de prost gust. Noi nu plecăm de aici până nu îi spunem tot ce avem pe suflet. Și basketbaliștii voștri nu ne sperie? Oh, Diana o să vină în curând. Frogs, vreți chiar să călcați pe cuie? Mascota. Maya, știu că ăsta e stilul tău. Din cauza ta, părinții mei au fost chemați la școală. Nu din cauza mea, ci din cauza profului Mike. Din cauza unei gene să ajungă în situația asta. Bună, Zup și Zac! Tăi, da, tu numești la Frogs? Nu înțeleg nimic. Blonda s-a folosit de mine, nu ați știut? În fine, băieți, spuneți-i Blondei că Dana nu mai e la Frogs, ci la Banii.
Wow, ce chestie! Wow, e atunci când părinții sunt chemați la școală. Hai să le spunem fetelor. Ce să le spunem? Că părinții sunt chemați la școală? Nu, despre Dana. Oh, Dana, uită-te și tu. Cred că ne așteaptă pe amândouă aici. Bună, Frox, ce căutați în cabina asta? Vreți să-mi spuneți adevărul? Trădătoare, cum ai putut, Dana? Acum ești cu banii? Ești cu Diana? Diana, Frox te așteaptă aici și nu mai au răbdare. Da, și nimeni nu reușește să le scoată de aici. Nici măcar basketbalistii. Bună, Timur. Bună, băieți. Da, Frox, am citit totul pentru Dana. Deci gata, ea nu mai e cu voi. Așa că acum vă faceți singure sloganele. Ieșiți! Nu-ți vrei jurnalul înapoi? Știi, Diana, dacă aș fi găsit eu jurnalul tău, nu l-aș fi citit. Blondo, nu mai minți! Ați făcut atâtea nebunii și ați citit și jurnalele celor de la banii de mai multe ori. Confirm! Dana, ai făcut o greșeală! Banii sunt de toată jena! Frox, voi m-ați păcălit și încă rău de tot! Și eu am avut încredere în voi! Dana, asta e greșeala ta! Nu trebuia să ai încredere în nimeni! Hai, Blondo, să plecăm! Nu mai avem nimic de făcut aici! O să vedem, gata, banii! Ați auzit? O să vă distrugem! Mulțumim pentru slogane, dragă capitan! Oh, e așa de greu să pleci dintr-o echipă! Dana, asta nu e o echipă, sunt doar niște trădători și rivali! Gata, dragilor, Frogs nu mai există aici! Acum, haideți să o felicităm pe Dana, acum e cu noi! Dana, și ce facem cu antrenoarea Abby? Mascotă, nu-ți face griji, o să vorbesc eu cu antrenoarea Abby! Ei bine, aștept felicitările voastre și da, știu că am dat-o în bară! Ei bine, dragilor! Felicitări! Dana, în sfârșit! Cred că dacă nu era jurnalul, nu te-ai fi întors la noi niciodată! Da, și ai mai fi scris slogane pentru Frogs încă un an! Deci, fetelor, ne schimbăm și mergem la antrenament? Da, dar înainte de asta trebuie să vorbesc cu Abby și să-i spun că Dana e acum cu noi, în echipa noastră. Prieteni, atunci haideți repede la antrenoarea Abby! Ei bine, nu are cum să refuze, Abby sigur nu o să spună nu. Alo, bună, Iunona, sunt antrenoarea Abby. Aș vrea să te rog să vorbești cu Diana și să se asigure că majoretele ei, banii, nu mai merg la petreceri cu o săptămână înainte de competiție. Să fie în formă și să aibă energie pentru competiție, înțelegi? Antrenoare Abby, am făcut tot ce ne-ați cerut. Totul e gata. Pizza, pune-le acolo că mă ocup imediat. Știu că fetelor le place să petreacă, dar la competiția asta poate să aibă un efect rău. Antrenoare Abby, nu mai pentru bacșiș alergăm de colo-colo, fără probleme. Da, mulțumesc pentru înțelegere. Da, Diana e cea mai bună. Pizza, mai adu-mi o porție de paste cu brânză. Să adaug și puțină verdeață? Abby, facem totul cum trebuie, revenim imediat cu tava. Oh, înainte de competiție mă ia amețeala, trebuie să mănânc ceva. Poftă bună, antrenoare Abby! Bună, fetelor, tocmai mă pregăteam să mănânc. Antrenamentul, e bine, mănânc. Antrenoare Abby, avem un anunț pentru dumneavoastră. Așa că lăsați tava jos și ascultați-ne! Antrenoare Abby, Dana nu mai e la Frogs, așa că mulțumim că ați găsit jurnalul Blondei și ne l-ați dat nouă. Bună ziua, antrenoare Abby! Dana o să fie în echipa banii. Deci asta e o cerere sau doar m-ați pus în fața unui lucru împlinit? Antrenoare Abby, haideți să-i dăm Danei o șansă, vă rog. Antrenoare Abby, îmi doresc mult să fiu majoretă. E mai bine să avem o majoretă în plus în echipa banii decât la Frogs rivalele noastre. Ok, am înțeles. Dar Dana, dacă ești mai mică, nu te gândi că o să ai parte de un tratament special. Nu aștepta indulgențe. Acum la antrenament, schimbarea. În sfârșit s-a întâmplat. Dana, felicitări, acum faci parte din echipa noastră. Diana, nu o să te dezamăgesc. Bine, gata, dragilor, noi ne schimbăm pentru antrenament. Iar voi nu uitați să dați like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și așteptați noile noastre episoade. Ne vedem curând. Pa, pa! Pa, pa! Acum Dana e în echipa noastră. Să vedem ce o să iasă din asta.